Așa, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată, încă o idee interesantă. Viorel, te salut! Știu prietenii noștri cine ține de băți? Nu știu. Tu ești Viorel de la Suceava. În timp ce discutam cu ei și ne pregăteam pentru a prezenta ultima variantă a biostupului, varianta pastoral, varianta staționar, cu dublu urdiniș în față, triplu, hai să zic de acum. Ei bine, iată că ne se întâmplă o chestie de asta. Am încercat noi să-i punem o ladă, Viorel, nu? Iată lada asta din față, am încercat să umblăm în față, nu! El avea... Care ideea, dragilor? Când voi sunteți pe fază, înainte de a se așeza, o ramă cu puietă, Viorel, asta e încă o idee trăsnet. O ramă cu puiet pus într-o prăjină și te bagi cu ea în mijlocul roiului. Deci roiul care zboară și se învârte în stânga și în dreapta, înainte de a se așeza, uite cât am umblat noi cu lada Viorel în stânga și în dreapta, dacă ne venea în minte repede că prăjina o aveam, rama o aveam, agățam așa și îl prindeam chiar acolo în față. Deci în față se prinde roiul, dacă ai avut baftă să-l prinzi, să-l descoperi când acesta s-a desprins o plecat din familie. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că e important, dar foarte important, este să nu lași, uite, dacă sunt copaci înalți, așa nu mai poți să ajungi acolo, ce să faci? Într-o astfel de situație, cu rama venită cu puiet, l-ai păcăit urgent. Îți vorbeai de planta aceea, roiniță, da? Da, de roiniță. Da, tot atât de important e roinița noastră acum. Cu rama pus în vârf, îl păcălești, vine urgent acolo. Văd că s-au și mai agățat acolo sus un ghem. Cred că sunt mai multe mărci, cum de fapt știam. Mai sus, da. Da? Și sunt... E făcut ghemulețul acolo. Dar noi o să ne oprim cu asta, o ducem așa și punem o altă ramă, Viorele. Da, punem acolo, în copac. Și o punem în copac și el se va retrage acolo. Aproape putem lua de acum, nu? Da, s-au liniștit. Care se duc acolo unde s-au așezat ălea, nu le mai putem face nimic. Da? Deci uitați cum anume puteți prinde roiul fără bătaie de cap mare, să așezi, te duci pe cu creanga, cu lădița, unde s-o bagi, ce să faci? Nu, asta ai faci. Ai prins-o, ai pus o ramă cu puiet și totul este perfect. Da. O să oprim aici Viorel și facem prezentarea. La revedere. La revedere.